astăzi mergem la pescuit, da. În caz că mă întrebați ce dracu-i cu părerea asta în cap, m-am zis să fiu și eu așa, pe tematica jocului. În fine, hai că mai bine dau jos. Ok, am găsit joculetele ăsta pe Steam, era muca și am zis hai să joc și eu, hai să dau camera un pic mai mică, că parcă prea mult acoperă așa, uitați ce caracter pizdos am. Bun, hai să vedem. Hai să mergem să prindem un caras cu cioc, caras cu păr. Nu știu ce dracu zic aici, bun, play. Am așcat toată un pic jocul ăsta, hai mă, play. Sau trebuie să apăs întâi pe... Hai mă, cum dracu-i dau play, hai mă. A, e full room. Păi și atunci ce trebuie să fac? Gata, play. Era full room-ul, a ieșit unul. Bun, hai să vedem ce prindem noi aici. Am mai vrut o dată să filmez jocul ăsta, însă... Nu știu, nu mi-a plăcut cum a ieșit, așa că mai filmez o dată. Măcar mi-am dat seama de o chestie. Eu în jocul ăsta făceam o greșeală. Nu știam să scot peștele în apă, că trebuia să apăs pe un buton ca să tragă mai bine de undiță. Și pierdeam peștele. O să vă arăt imediat ce se încarcă. Măcar avem o muzicuță așa, epică, pentru acest joculete. Bine că-mi intră părul în ochi. Hai că mai am un pic și-mi prind în coadă cu totul și-am scăpat de o grijă. Da, mai fac și o clipuri cu facecam, să nu ziceți că îmi place să mă ascund în spatele camerei, că mi-e frică să-mi arăt muianul în caz că nu vedeți streamurile mele. Și încă e pe loading, că de ce nu? Mamă, deci se vede că jocul ăsta e moca, că nici dracul nu-l cumpăra ce optimizare are. Ia, a crăpat jocul, mi-a dat not responding, ce dracu. Gata, bun, loading. Nu se not responding jocul, ce căcat avea. Bun, și se pare că este noapte. Auzi aici buvnițele, buhuhu, în pana mea. Bun, păi eu nu văd nimic, ce dracului fac. Stai mă, eu m-am băgat în apă. Ba, acum pe bune, nu văd nimic. Stai mă, să ies de aici. Bă, să-mi bat picioarele dacă văd ceva, eu nu văd nimic. Deci e întuneric total aici, e beznă, m-am dus la... Zici că m-am dus la braconat așa noaptea târziu. Du-te, 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 hai că pe aici nu pare a fi niciunul. Hai să zicem ce pescuim și noi pe aici. Te mă sui pe bușteanul ăsta sau ce-o fi. Piatră? Ăsta e un deal? Cred că sunt pe un deal sau... Mamă, dar nu văd nimic. Unde dracul e soarele? Aia e luna? Mamă, cum s-au bufnițele acolo cu cuvere, ce-or fi astea? Bă, dar nu există vreun buton de lanternă în... Deci eu nu-mi dau seama cât mai trebuie să fac în față ca să cad în apă sau nu. Hai să vedem ce prindem. Pac, și-a ajuns. Chestia este așa. Mă rog, acum nu prea se vede nimic că văd că am nimerit noaptea la pescuit. Când trage peștele, trebuie să țină apăsat pe click dreapta, ca gen să nu mai țină undița plecată, să o țină tare așa. Și eu nu știam că trebuie să țin pe click dreapta. Eu făceam direct din mouse, mișcam din mouse ca să ridic undița. Și stați un pic că am mișcat de plută. Opa, hai că se zbate peștele. Hai mă, vină încoa. Bă, da, nu mulinează. Line broken. Mi-a rupt undița. Mi-a rupt guta. Bă, eu cred că am nimerit în vreo piatră ceva, nu știu, dar habar n-am dacă... Hai că parcă văd un pic ceva pe aici. Cred că pe aici undeva... Trebuie să fie un mal ceva. Te mă pun aici. Cred că așa. Deci eu nu-mi dau seama dacă gen sunt în apă, dacă gen sunt pe mal sau sunt pe un deal deasupra. Pe chiar nu pot să-mi dau seama. În fine, aștept să tragă peștele. Cred că mi-am agățat undița în ceva, că altă explicație n-am. Bă, dar totuși nu merg să fac o setare, să se facă ziua, habar n-am. Ideea e că jocul măcar este multiplayer, măcar atât. Deci pe scurt puteți să jucați cu mine jocul ăsta când mă vedeți online pe el. Mă uitam, văd că nu trage nimic. Opa! Așa, mulinăm, mulinăm. Cred că e un pește mare ăsta. Stai, ținem așa. Opa. Să nu se rupă guta, că ne arată acolo dacă se rupe guta sau ceva.
Trebuie să ținem așa. Și l-am scos. Am prins un pește de 320 de grame. Ce trebuie să fac cu el? Hai, du-te și noată. Așa. Am prins un pește de 320 de grame, dar nu se vede nimic. Bă, așa se întâmplă când te duci noaptea la braconaj. Bă, dar... Nu stai, mă, așa, aici. Setări. Nu poți da unul statea mai mare, totuși. Gameplay. Brightness. N-are brightness pe aici. Grafic. Ok, am înțeles astea. Dar nu pot să-i dau show. Shadows. Nu pot să dau lumina mai mare în jocul ăsta, văd. Aha, stați, ia, nu pot să umblu aici? Apply, așa. Gata, măi, s-a făcut ziua. Păi uite, mă, pe ce pescuiam. Eu pescuiam aici, pe stânci. A, păi și mi se agăța undița în pietre și de-aia. Băga-mea și picioarele. Bine că am dat din bani ca să văd și eu pe aici. Păi și cum pui mei să pescuiesc eu pe... Sau, hai să încerc mai așa, dar să nu pic în apă. Măcar așa poate arunc undița mai departe. Sau poate cine știu, o fiu apa mai adâncă acolo. Bă, ce fraier am fost. N-am văzut că merg să plătesc puțin ca să schimb ora. Măcar acum e dimineață. Așteptăm să vină peștele. Văd și eu ce e în apă acolo. Ia uite, l-a prins un crab de jumătate de kill. Mișto așa. Ce kill-ul meu. În mijlocul apei acolo, insulița. Acolo ar trebui să mă duc să pescuiesc de pe insulița aia. Văd că nu trage nimic. Hai, bă. Văd că nimic acolo. Da, nu vrea să vină peștele, se pare. Și... Aaa! Nu, l-am prins, cred. Am prins. L-am agățat pe fraier. Hai, vină un coace. Ăsta cred că e un pui de crap. Ce asta, mă? O ciortănică de... un sfert de kill. Ce micuții peștele ăsta? Hai, du-te și noată. Pac! Și s-a dus. Bă, dar cum am ajuns eu aici? Nu pot să înțeleg. Ia, dar mai încoace nu găsesc și o să fie, cum se cheamă? Nu știu, mal normal. Ia. Uite, mă, aici. Aici-s burieni. Uite, cred că aici, între burienile astea, mă bag. Hai că aici am puțin loc. Ai, perfect aici. Gat. Dar sper să nu o agăț în ceva. Și... Hopa! Bun. Și așteptăm să tragă peștele. Nu e așa că este frumos să-și la pescuit? Cine n-adoră pescuit? O activitate foarte plăcută. A, apropo, am putea să vă spun, în jocul ăsta se fac și ochiuri de alea în apă sau ochi. Mă rog, cerculeți de astea în apă când vine peștele. Hopa! N-am mușcat. Greșeala mea. Am tras pe repede, stai că vine iarăși. Hopa! Uite-l cum face, se zboate, e mic și rău ăsta. Ia uite-l cum face. Vino, mă, încoa, hai. Vino încoace. Ce, mă, ăsta? Ăsta cred că e mai mare un pic. O, ceva de jumătate de kill. Hai, du-te și noată. Ia să vede cum a luat-o în apă. Încă pe acolo văd că-s pești. Hopa! Hai să vedem ce mai prindem pe aici. Un joc destul de interesant, aș putea spune. E mult mai realistic ca Trophy Fishing, ăla de-l jucam anul trecut. Jocul ăsta e mult mai mișto. Îl ai așa, în mână, e altfel. Au evoluat industria gamingului, se pare. Opa! Așa. O, tot ce se zbate. Da, e mic ăsta, că nu prea face. Opa! Ce, mă, ăsta? Tot de la... Da, Silver Brim. Deci ăsta are un sfert de metru. Păi stai, mă. Un sfert de metru înseamnă că ăsta are palma de 30 de centimetri, omul ăsta o care jucăm. În fine, hai, du-te și noată, frumușelule. Să-mi spuneți dacă greșesc ceva și gen trebuia să păstrez peștele. Dacă merg să-l păstrez, să-l vând. Oricum îi lansez pe tot să trăiască, lasă-i în pace. Nu știu, nu vei niciun buton pe cea care să-mi zic că... Retain sau nu știu, să păstrez peștele.
Oricum i-ar rupă tot să trăiască acolo, să-i prindă alți playeri. Dar nu știu cum fac bani în jocul ăsta, abar n-am. Îți cam nu bală uneori. Și văd că nu vrea să tragă. E, am văzut că măcar am prins pește la de jumătate de kill. Măcar atât. Hai mă. Hai mă. Nimic? Stai că s-a făcut cer cu apă. Ia uite-l, hai că vine acolo, vă arăt așa cu undița. E acolo. Și nu mai mișcă nimic. Mă, nu mai zi, mă. Măi, pește tâmpit. Pește tâmpit. Vino și ia, ia-o în gură. Ia crâleg în gură, fugi cu el. Cerculețe, stai că vine, stai că vine. Și... așa, 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 așa. Hai că vine unul pe acolo. Și nimic. Nu mai vrea să tragă pește acum. Bă, ce pește bulangiu. Bă, ce pește bulangiu, nu mai vrea să vină la momeală. Ce-a prins mă la pește 350 de grame. Fac cerculețe cu gută atunci. Cum face moțul la undiță. Stai că dă să tragă. Opa! No, nu trebuia să trag acum. Mai aștept un pic. Am tras pe repede ca bou. Pește tâmpit. Vino încoace. Nu vrea să vină. Probabil trebuie să-mi pun pălăria de pescar, cine știe. Mi-o purta aia noroc în joc aici. Stați că vine, stați că vine, stați că vine acolo așa. A, că ar trebui să o iau în gură acum, să-mi tragă pluta. Nu vrea să vină. Hai că o mulinez și o mai arunc o dată. Hai da! Hopa! Așa. 15 metri, se lasă un pic în apă. Poate vine acum peștele, cine știe. Mai era un joc ce-l jucam pe Facebook când eram mic. Let's Fish se chema. Mamă, cât jucam eu porcăria aia de joc. Cred că am pierdut zeci de ore pe jocul ăla. Dar eram destul de bun. Eram campion pe sate la jocul ăla. Hopa! Se cam zbate peștele ăsta. Oh, ăsta e măricel, cât are? Aproape jumătate de kilogram. Ia, dacă l-arunc așa pe mal, ce se întâmplă? Ia să-ți fac ceva în OBS aici. Că eu gen am joc cu Windows și nu mi se vede tot jocul de bara de star și mielele în somul. Știu că pot face asta. Ia în OBS, știi ce? Cât îl cinci tu open bug report window. No, nu mi-apare niciun buton să-mi zică păstrează peștele. În stânga aici n-am, gen unde mie mi-e fața. Ziceam că poate nu văd eu butonul. Hai, stai acolo. A rămas acolo. Alt în mână. Dar am vreo găleată ceva pe aici sau? O să dau așa. A, l-am aruncat? Cred că l-am aruncat. Ăștia-s playerii. Stai că nu mai pot să arunc pe... Ok, s-a bucuit jocul. Perfect, am zis un bug. Hai, stai în apă. Ce mișto, pot să mă bag în apă. Pot să mă bag în apă, să mă nec. Ia să mă duc mai adânc în, mai adânc în larg. Da, unde dracului m-a băgat? Hai, cum mă bag treburieni. Așa. Uite aici. Stai că și ăsta s-a băgat în apă. Mai e un player acolo. Hai, căcat. Stai că mă duc pe lângă ăsta, mă duc mai încolo. Mocul încă a fost apă acolo. Hai să mă duc mai așa. Un joc de pescuit în care poți să te neci, e perfect.
Present. Ce facem, mă, până? Stai, mă, unde e balta e aici? Așa. Deci când prin peștele să apăs până, o să încerc asta. Hai, du-te spre lac, du-te spre lac. Mai prin vreo 2 pești și cam atât. Era mișto să fac și braconaj, să arunc niște năvoade pe acolo. Al chinez pe acolo. Ăsta dă foame sau să pescuiască? Hai că stau cu chinezul ăsta. Ce faci, mă, cenizule? Atunci o dau în partea aia. Gat. Hai să vedem cine mușcă peștele mai întâi. Uite, la mine deja sunt cerculețe pe acolo. Hai că dă să-mi o ia. Hai mă, hai mă, hai mă, hai mă. Pește tâmpit. Hai că vine, hai că vine. Ca să o fie agățat. Hai mă, mulinează, a dat să fugă. Așa. Ia uite-l. Oho. Jumătate de chiliade, s-a pus până. Și nu se întâmplă nimic. Nea, îți fac în ciudă. Chinez prost. Dar ăsta cred că e afeca. Ești afeca? Ia mă de aici un pește. Nea. Așa, îi fac în ciudă chinezului. Hai să mai prindem unul. Hai un ultim pește, să vedem ce facem noi pe aici. Ia, s-a plecat un pic. Cred că vine acum peștele. Să-mi înghită, să-mi înghită momeala. Dau la bucăți de pâine, că de ce nu? Așa face și lumea la țară aici. Dă de mâncare la câinilor pâine. Așa și la pescuit tot cu pâine. De ce să cumperi echipament special sau mâncare specială? Uite-l. Ăsta e micuț. Un sfert de kill. Du-te și noată. Hai că mai dau una în partea aia și închei. Hai să vedem, poate vine ceva mare. Uite cum sare peștele în apă. Ați văzut? Dar nu vine la momeala mea. Ce bulangiu. Stați că vine acum altul. Și a dat să tragă. A lăsat-o. Hai că vine acum. Hop. Ne, am tras prea repede. Mai lansăm o dată. Hai mai vreau să mai prind unul. Nu știu cât ți-am prins în clipul ăsta, vreo 10 pești cred că tot am. Cel mai mare pescăror, cum ar zice ăla cu Vasile Versatu. Cu orezul cu laptă, cel mai mare pescăror. L-am luat, l-am luat. Hai că vine, dă să sară și un pic. Ia mă, dar se vede pește în apă. Hai că se vede, hai că se vede un pic acolo. O, cât a crapul e ăsta. 630 de grame. Deci, mai mult de jumătate de kill. Hai că a mai venit. Ăsta cine e, băi? Bulgar, ungur, ce stai, gata să fie ăsta? Na mă, na mă, ia. Ia pește de aici. Ia mă peștele, n-auzi? Ia de aici peștele. Na, îi fac fraierul în ciudă. Asta acum pescuiești sau ce face? Uită-te mai drept la mine, hai să fac așa un screenshot la ăsta. La fața lui. Ăsta zici că e la, cum îl cheamă, G-Man din Half-Life. Le fac în ciudă, na mă, na. Dar cum se țină ăștia, așa zici că se pișă.
Ăsta nu știe să lanseze guta. Ăsta nu știe să o lanseze, a lăsat-o așa în apă. În fine. E, am prins un pește mare. Du-te și noată. Da. Cam atât și episodul acesta. Sper că vă place acest joculeț de pescuit. Dacă mai aveți idei de joculețe de-astea micuțe să le joc, o să mai joc. Și cam atât. Ne vom auzi data viitoare. Ciao, les.